Acum tot așa să zvonește pe grupurile, pe grupurile de, de frizerie, știi, că toți sunt profesori, da? Noi nu suntem profesori, suntem maestri. Dimineața? Sau să încep bună ziua? Nu, bine, trebuie să-mi plică și tot așa. Tăi-mă un pic. Da, nu. Bună dimineața, vă salut! Acesta este modelul meu și astăzi o să-i fac barba și un ras. Ce vrei să facem la barbă? Să o tundem. Să o tundem. Să aranjăm. Vreau să-i scot un pic din cantitate aici. Să-i fac o formă pătrățoasă. Mi-a spus înainte că vrea să nu iau din lungime, o să-i păstrez lungime. Și un aranjat. Un contur cu briciu. Un ras. De jos foarte soft. O să-i curăț chiar un pic zona aici de natural. Și o să-i păstrez lungime. Ne apucăm de treabă, mă apuc de ras și continuăm. Spor la trei. Încep cu trimmerul, după care am să-i dau un shaver. De obicei la chei îmi place să încep cu bretonul, că nu există. Folosesc un shaver, un Brown seria 9, cel mai bun pe distanțe mari. Petre, ce mai faci? Te vorbăresc și acum, cine era de acum pe rezultat la mama. Uai, de-abia aștept. Când mi-a cumpărat, nu știu ce-am primit la acest lucru. O, bună dimineața, bună dimineața! Obiectii care sunt pe PLD. Deci, vlogul ăsta aveți, vă gândiți pe Liviu, are formul ca să-l pe primăvară. Aproape am terminat fade-ul. Uitați-vă, domnul Nicu, în halatal. E ca o miliață de primăvară. Ca un triboi. Ce m-a zis să mă terminat. Pasul următor, vreau să curăț un pic zona asta de pe gât. Natural. După care să mă apuc să-i fac un fade în zona perciunilor. Scot barba în exterior. Vreau să lucrez pe natural, nu vreau să-i pun presiune termică. Așa. Iau un piaptăn pentru păr creț. Un piaptăn pentru păr creț și scot barba în exterior. De la interior către exterior. Cu numărul 3, adică cu 10 mm, o să începem să creăm o bază în zona urechii, unde o să facem un fade. Vreau să conectez zona asta ca să nu am diferența asta de nuanță aici. Repet și în partea cealaltă. Perfect. Cu 1,5, cu 4,5. Descrescător, nu mi-anulez zona de 3. Să mă duc mai sus. Rătarul de 3 mm. Un pic mai sus. Le folosesc închise ca să încurețe cât mai bine, distanța fiind foarte mică, după care cu zero mare, pus la jumătate și zero închis. Am anulat din ea.
pe linie, mai finisez un pic cu trimmerul. Repet același lucru și în partea cealaltă. Zero, mare, la jumătate, închis. Pe natural, neîntins, nu-i nimic. După cum se poate observa, se văd diferențele astea din zona perciunilor și barba propriu-zisă, partea brută. Vreau să conectez aceste zone și să mă duc cu niște două linii drepte spre pătrat. Din partea de jos nu am să iau deloc pentru că vreau să aibă mai multă lungime, doar am să o conectez și am să o curăț foarte bine. După care am să-i fac un contur și am să-i aranjez mustața. Să începem! După ce am creat o bază cu scaunul lăsat, o să punem în forma inițială și o să rectificăm.
Filmează? Da. Filmează și pe mai colega. Zi, bă, Radule, spui ceva. Am pus un pic de gel de ras transparent pe zona de contur, unde vreau să definez linia foarte bine. Cât mai aproape de natural, nu vreau să intru foarte mult în forma naturală. A evita accidentările, briciu se ține cât mai aplatizat de piele. De gen poziția asta. Și undeva la 45 de grade, unde lucrăm la colțuri. Și acolo tot așa, mai aplatizat. Unde vreau să rotunjesc, trag un pic de piele și folosesc colțul briciului sau partea din fața briciului pentru rotunjime. Și nu numai. Se poate folosi și partea de din jos, dar în zonele unde te duci mai cursiv, mai lung un pic, pe zone scurte, cu vârful briciului. Unde vreau să creez linii drepte și am mult spațiu, o să țin briciul mai îndepărtat un pic. Creez mai bine linia așa. Da, mă, fra. Chiar dacă nu face nimic, să știe lumea de noi. Să scău și la ăștia. Toți țărani își fac școală. Acum tot așa să zvonește pe grupurile de frizerie, știi? Că toți sunt profesori, da? Noi nu suntem profesori, suntem maestri. Pentru a fi sigur că totul este ok, puteți să mai facem o verificare din picioare, din forma lui inițială, cu foafeca. Hai, te rog, în picioare. Acesta a fost modelul meu, sper să vă placă, că dacă nu, nu mă bucur. Și un subscribe dacă se poate. Guys, like, share, bine băieți! Тогдать пацана посчитать потерь, суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени, заливаю лик поцелуй на шею. Și suport din spate. Radu. Asociatul meu, Radu. Hai, bă, Radu, fă-ți un salut la cameră, te rog. Salut! Radu, asociatul meu, Liviu. Îmi pare bine să vă cunosc. Succes! Mersi! Dacă doriți ceva mai... Nu știu, ce doreți să mai aflați de la mine, vă aștept în comentarii. Vis-a-vis de tehnică. Hai. Și dacă vreți altele... Hai. Radu! Hai, șalăm! Trebuie să vă duc, Radu.